simt că mi se apropie sfârșitul. Vai, cum mi s-au urățit li. Aceasta înseamnă că mă așteaptă o cerușie la statură. Pentru că Mircea ținea foarte mult la tastatura lui, repet aceste versuri. Aceasta înseamnă că mă așteaptă o cenușie tastatură. Și totuși a venit toamna. Lumea cealaltă va veni cu siguranță. O așteptăm puțin. Nespus de puțin. Totul e să avem voință și să salutăm cu capul descoperit. Doamnelor și domnilor, de dincolo de timp, versurile lui Constantin Buiciuc vă dau întâlnire în această seară cu muzica și poezia. Sperăm că această întâlnire să fie benefică pentru amintirea lui. Sperăm să petreceți clipe frumoase în această ambianță deosebită. Sunteți așadar la cea de-a doua ediție a premiilor literare Constantin Buiciuc. O manifestare deja devenită tradițională și care se bucură de un interes tot mai mare din partea iubitorilor de muzică și de literatură. Și în această seară veți avea parte de un spectacol extraordinar, susținut de artiști renumiți. Mai întâi, din partea organizatorilor, domnul profesor Petru Madroană. Bună seara și bine ați venit la această serată literar-muzicală dedicată domnului profesor Constantin Buiciuc. Aș dori să mulțumesc celor care s-au implicat financiar în organizarea acestei serate, și anume Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lugoj, precum și prietenii și colaboratorii noștri din Franța și Germania, respectiv familia Buiciuc, prin Otilia și Ivon Buiciuc, domnul Denis Torel din Franța, doamna pianistă Dana Paul Giovanninetti și domnul Florin Paul, violonist din Germania, pe care cu onoare îi invit la acest microfon. Sunt foarte impresionat de multul public pe care văd în fața mea. Sunt pentru prima dată la această manifestație. Sora mea a început deja anul trecut. Și sunt foarte emoționat și impresionat de participarea foarte puternică din Alibășeni. Vă mulțumim din suflet. În afară de aceasta, doresc să mulțumesc, bineînțeles, și domnului primar, Francis Polgea, pentru ajutorul nu numai financiar, dar și pentru implicarea sa în acest proiect. Altfel, mulțumesc doamnei Andra Murariu, care, ca directoarea colegiului Iulia Pășteu, a putut, profesoara colegiului Pășteu, ne-a putut să aducem copii talentați ca să recite poeziile lui Constantin Buiciuc. Tot așa, doresc să mulțumesc foarte mult doamnei Adriana Baima, care a protejat, a produs ultima ediție de poezii, Paradisul Întors, din care se va recita și astăzi seară și care va fi și canalul nostru muzical. Și doamne rector, bineînțeles, ne mulțumim că avem această clădire minunată la dispoziție. Mulțumim doamne rector pentru raportul adus. Mulțumesc! Continui cu mulțumirile. Fratele meu l-a făcut la feminine, o regată masculină. Mulțumesc celor doi
Două personaje importante este acest eveniment este rezultatul unei echipe dar care are nevoie de șef și dirijorul evenimentului cu bateta lui nestăpânit a fost Petrica Madroane și școala de muzică din Rugoș, datorită căruia acest eveniment a fost organizat cu o logistică destul de importantă. Și sufletul literar și artistic al evenimentului este scriitorul Sorin, Dorin Murariu. Și pentru că acest eveniment există, este datorită lor și vă rog să-i aplaudați. Mulțumesc pentru prietena adresată, aș continua cu mulțumiri partenerilor media care s-au implicat în organizarea acestei serate, în mediatizarea ei și aș dori să mulțumesc conducerii redactorilor de la publicațiile Actualitatea, Redeșteptarea, Revista Banat și în mod special Televiziunea Europa Nova, conducerii și redactorilor care sunt prezenți în mijlocul nostru, care înregistrează acest spectacol și vor prezenta pe televiziune. De asemenea, Universității Europene Dragani, întregului personal care a contribuit la amenajarea serii și a pus la dispoziție absolut tot, membrilor juriului care vor hotărâ spre cine vor merge premiile literare în această seară, domnului Dorin Murariu, care am colaborat și am organizat și prima și a doua ediție, și nu în ultimul rând, dumneavoastră celor prezenți în această seară aici. Vă mulțumesc! După acest consistent capitol de mulțumiri, înainte de a fi făcut ceva deosebit, vreau să vă spun că totuși vă așteaptă câteva momente muzicale extraordinare. Mircea s-ar fi bucurat enorm să fie în mijlocul nostru. Era un mare iubitor de muzică clasică. Așa că cei care au colaborat la acest spectacol, evident, s-au gândit în acest sens. Mai întâi, invit în scenă Quintetul Serena, în componența Alexandra Mustian, Otilia Marița Vioara I, Sorina Mehedinț Vioara II, Rebecca Mehedinț Violă și Daniel Mehedinț Violoncel. Cei cinci tineri muzicieni vor interpreta Quintetul Bucchian Opus 44 de Robert Schumann. Thank you.
scrise pe această muzică. Îi plăcea foarte mult Schumann și multe din creațiile sale au fost scrise în intimitatea acestei muzici. Dacă v-a plăcut introducerea, vă rugăm să ascultați în continuare partea cea mai tare, pentru elevi cea mai cool. Sigur, nu e rost, nu e locul să folosesc aceste cuvinte aici, dar ca să se învioreze și ei, le-am apăsat un pic pe vocabularul de zi cu zi. Doamnelor și domnilor, în continuare, partea muzicală va fi susținută de doi muzicieni de excepție. Doamna Dana Paul Giovanninetti, de la conservatorul din Argenteuil, Franța, și violonistul Florin Paul, prim solist al orchestrei radio din Hamburg. Veți asculta piese muzicale semnate de Astor Piazzolla, George Enescu, Johannes Brahms, Manowski, și toate aceste pasaje muzicale vor fi țesute cu versurile lui Mircea Buiciuc. Îmi cer scuze, eu îi spun mereu Mircea Buiciuc, fiindcă așa era el numit între prieteni și denumirea oficială era Constantin. Mă rog, mai puțin importanță. Deci toate aceste pasaje muzicale vor fi țesute cu versurile lui în interpretarea Adelei Păicuț, a lui Nic Novăcescu și Victor Bănicioiu, elevi la Colegiul Național Iulia Hașdeu. Că partea aceasta mediană a spectacolului a fost gândită ca un element unitar,
Vă rugăm să vă bucurați de melodii, de țesătura lirică și să aplaudați abia la sfârșitul acestui mic moment muzical literar. Începutul. Cum aș putea să fiu albit când iernile nu mai sunt ierni și parcă toți îmbătrânesc ciudat, așa cum mărul roșu, rumen, este colindat de vier numai înăuntru, pe coridoare neștiute. Și toți îmbătrânim ciudat, iar unii preferă să moară tineri, rupând pânza subțire a prezentului.